Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal de YouTube. Înainte de a începe clipul de astăzi, haideți toți acolo cu un like, hai să facem peste 100 de like-uri la acest super videoclip în care vom deschide pe contul unui abonat, pe contul lui Gabi, un pachet de 3000 de FIFA points-uri plus alte multe pachete și pe contul meu cel mai probabil. Așa că apreciați acolo clipul cu un like, aveți și canalul lui Gabi în descriere, se apucă și el foarte curând de YouTube și haideți să-l încurajăm cu un subscribe. La început de drum e foarte greu să vii în forță pe YouTube, așa că haideți noi să-l ajutăm, știu că avem putere acolo, aveți canalul lui în descriere, voi a, nu știu, 10 secunde să dați un subscribe, hai cu un subscribe și la mine dacă încă nu l-ați făcut, o să ne apropiem de 6000 de abonați. Mie doar ce mi-a picat Messi Team of the Year și vreau chiar acum să schimb la counter, să adaug aici, știți că a fost povestea aia cu Messi, că a dat la foarte multă lume, mi l-a dat și mie, sunt extraordinar de fericit. Echipa lui Gabi arată cam așa, el n-a apucat să facă player pick-ul de unde avea șanse mari la Messi, așa că hai să îi deschidem acest pe cu 3000 de FIFA points-uri, poate îi dă de aici un Totti sau un Totti Icon cum mi-a dat mie Frank Ribery. Aici la Promopex avem acest pachet pe care l-am deschis și eu, după cum spuneam, 6% șanse pentru Team of the Year, 3,8% la Totti Icon, 45% pentru Honorable Mention, așa că în 3, 2, 1, haide mă cu ceva bun să vedem. Este, cred că e doar inform din păcate, Spania LW de la Barcelona, este Ferran Torres, double work, au bineînțeles, dar nu că avem Totti și nici Totti Icon din păcate, avem doi informi, Ferran Torres cu sora lui Reece James. Hai să vedem dacă pe spate avem ceva mai bun. Courtois, Ter Stegen, Casemiro, Irene Paredes, fără Totti sau Totti Icon din păcate, și nici măcar Honorable Mention. Ok, un pic am mai urât treaba asta, pe Foder în schimb a dat foarte bine. Hai să vedem dacă picurile acestea îi vor aduce ceva mai bun. Ce rău îmi pare că nu i-a dat, că nu i-a dat acolo un Team of the Year și lui. Hai să alegem mai Zola să aibă mai multe meciuri cu el. Ia să vedem un Totti player la una cu, mamă, Jude Bellingham, 20 de meciuri cu Bellingham. Haide, bun, Lionel Messi, măcar la un să-l aibă. Ah, Bright de aici și din cel de-al doilea poate mai mult noroc, Rodri. Interesant, hai să luăm pe Rodri. Și ultimul cu Totti Icon, hai cu Nazario sau cu, nu mai știu cum o cheamă pe fata aia din Atacama așa. Tot îmi vine să zic Smith, nu știu ce. Da, hai să luăm Lam de aici. Cam astea au fost alegerile. Păcat, chiar foarte, foarte păcat că nu i-a dat un card bun acolo. Dar asta e, până la urmă n-avem ce face, totuși are o echipă foarte bună Gabi, așa că v-am zis, hai să-l încurajăm măcar cu un subscribe acolo, aveți linkul în descriere. Hai să vedem acum, băieți, suntem tot pe contul lui Gabi, poate avem mai mult noroc din acest Icon Player Pick pe care l-am făcut aici. Dacă din acel pachet nu a vrut să dea așa bine, v-am spus, poate mai mult noroc cu acest Icon Player Pick, 1 of 3, 88 plus base, Thunderstruck or Winter Wildcard Icon Player Pick. Poate cu un mega win poate să pice Pele, poate să pice Cruyff Thunderstruck, Ronaldinho Thunderstruck, la base-uri iară, Nazario, Ronaldinho, Cruyff, toți nebunii. Așa că 3, 2, 1 și mă, haide cu win-ul, avem, bă, Desai ăsta, nu știu ce să zic, ce ziceți de Desai, eu l-am. Adică nu-l mai joc momentan, dar e ok cardul. Bergkamp, Van Basten, clar, nu, astea sunt loser. Desai e ok, sincer, și cu playstyle-ul plus de bloc. Mai ales că eu l-am jucat și chiar știu că e bun. Și cred că e jucabil, adică ar fi de luat rating una. Clar, Van Basten, dar eu zic că Desai e, eu zic că Desai e alegerea potrivită. Da, o să mergem pe Desai, eu așa zic că e cel mai bine. Nu știu, mie mi se pare ok. Uite, 280.000, mă frate, până la urmă e un card care cred că intră în echipă, asta e chestia pozitivă, pentru că nu e el mega win, dar dacă intră în echipă și eu v-am spus, din propria experiență, chiar e un card jucabil, chiar un card bun, nu e atât de rău totuși, nu? Adică, na, te aștepți altceva dintr-un Icon Player Pick, dar până una alta merge și acest Desai. Hai să vedem dacă în continuarea clipului avem ceva mai mult noroc, poate.
Chiar acum am deschis un 83x20, un pachet din care n-aveam nicio speranță și uitați-vă doar ce card mi-a picat. Din păcate n-am filmat când l-am deschis pentru că nu m-am gândit o secundă că poate să fie ceva bun. Când am văzut că e albastru am vrut să dau start recording de pe PlayStation, dar nu mergea că n-aveam spațiu de stocare. Așa că fac abia acum reacția după ce am văzut ce card mi-a picat. Aitana Bonmati Toti, card de peste 4 milioane de coins, nu știu cât e, 5 milioane, 4 milioane jumate, nu știu cât costă, dar e foarte scumpă. E balonul de aur de la fete, dacă chiar mă gândeam când am văzut ce mi-a picat, bă, mi-a picat balonul de aur de la băieți Messi și acum a venit și balonul de aur de la fete Aitana Bonmati. Hai să adăugăm aici la Toti pe ecran, e pe contul meu în caz că vă întrebați. Mi se pare incredibil, frate, efectiv nu mai am cuvinte. Am și emoții foarte mari, nu mă așteptam la așa ceva. Oare pe spate mai avem ceva? Mai avem, ia uite, Mead, Horan, Little, bă, un 83x20 foarte bun. Și ce, frate, nu mai știu ce să zic, mi-a picat încă un Team of the Year. Am prins Ribery, Messi și acum Aitana Bonmati, toate aceste carduri doar pe contul meu, plus Rio Ferdinand pe contul lui Cătălin, așa că în perioada asta de tot chiar am avut noroc mare. Nu știu, am emoții mari de tot. Nu-mi vine să cred că mi-a picat cardul ăsta. V-am spus, total neașteptat dintr-un 83x20, care, frate, nu te aștept să-ți dea, pentru că am deschis 83x20 o grămadă și am avut câteva din care nici măcar workout n-am avut, ca să vă dați seama care e treaba. Și acum mi-a picat acest card de 5 milioane de coins. Mi se pare, nu știu, frate, serios, nu mai știu ce să zic, sunt foarte fericit. Și lăsați și voi un comentariu dacă v-a picat și vouă vreun toti ceva. Știu că a venit de niciunde, să zic așa, reacția asta. Adică nu vă așteptați după chestia să vedeți pe cu ăsta și așa. Dar credeți-mă că, nu știu, așa s-a întâmplat pur și simplu. Acum am dat drumul la filmare, am zis, haide, chiar dacă n-am prins momentul în care a picat, măcar ați văzut acolo un pic din animația în care a venit Aitana. Așa că ce pot să zic decât să dați un like puternic acolo pentru acest super card Aitana Bonmati, care îmi intră perfect în echipă. Nici nu știu, mă, frate, cum să fac echipa. Uitați-vă și voi puțin, va trebui să scos Saua sau Gullit sau ceva. Vieira ăsta l-am jucat la cupă, nu vă impacientați dacă îmi picați Vieira, chiar că nu știu unde o mai băgam. Aitana Bonmati, băi frate, Aitana Bonmati ar merge așa pus acolo pe Câm în locul lui Gullit și Gullit pe CB, dar Saua și cu Aitana Bonmati acolo în mijloc, ambele așa micuțe de înălțime, nu cred că e cea mai bună idee. Am nevoie de un om ca Gullit, așa mai înalt, impunător acolo la mijloc, pentru că altfel ar fi prea multă tehnică și nimeni care să mai dea cu capul, nimeni care să mai bage piciorul. Așa, înțelegeți voi ce vreau să zic. Dar cu siguranță va trebui să găsesc un loc și acestui card senzațional, nu știu cum să-i zic. Probabil că Saua va ieși, pentru că altă alternativă nu văd. Mă uit la echipă și nu văd ce aș putea să mai schimb, ce aș putea să mai fac. Dar oricum, cardul ăsta, nu știu, mi se pare incredibil. Ia, vedeți, technical și pinged pass acolo ca playstyle plusuri. Mi se pare interesant. M-aș fi bucurat să aibă, nici nu știu, ba nu mă, sunt playstyle-uri ok, chiar sunt playstyle-uri ok. Și cu technical-ul ăla aș putea chiar să vând Hansen și să o joc pe Aitana Bonmati ofensivă. Voi cum ziceți? Lăsați-mi un comentariu, chiar dacă e posibil până postez clipul ăsta deja să-mi fi făcut echipa. Dar ca idee puteți să stau un comentariu și să-mi spuneți ce idee aveți voi, cum aș putea să o bag în echipă și ce să scot, că neapărat trebuie să scot ceva. Cea mai simplă variantă ar fi cu Gullit pe CB și cu Aitana Bonmati pe CM, dar v-am zis, nu cred că ar fi ok după la mijloc să joc cu Aitana și cu Saua. Ar fi prea, nu știu, ofensiv cumva, chiar și prea ofensiv, și n-ar fi nimeni mai mare așa să dea cu capul, v-am zis. Cred că am nevoie și de un astfel de om acolo la mijlocul terenului, dar oricum echipa arată incredibil, nu știu ce să mai zic, sunt foarte, foarte fericit cu perioada asta de Team of the Year. L-am prins pe Salah, Ribery, Messi și acum Aitana Bonmati, e senzațional, sincer. Bă, iar e albastru, ce se întâmplă? Tot iar! Mamă, dar cred că e nominic, că e scrisul cu alb. Bă, frate, e back-to-back Team of the Rolfo cu... cine? Valverde! Bă, e win și asta, bă, frate! Ce se întâmplă? Bă, ce e cu contul meu? 83x20 cu Aitana Bonmati Toti, care de 4-5 milioane coin și acum Valverde Toti nominic, care și ăsta e un card foarte ok, adică... băi, uitați-vă ce stațiuri are și playstyle plusuri, două... Mamă, back to back tot, 83x20 Aitana Bonmati și acum dintr-un 83x20 cred. Ați văzut că iară nu eram atent.
Bă, frate, chiar funcționează chestia asta. Când nu ești atent, chiar îți pică. Mă uitam în telefon, noroc aveam dat drumul la filmare de mai devreme și mi-a picat Valverde, uite, Rolfo, De Ligt, Inter și o grămadă de duplicate-uri. Dar pe bune, adică am și eu noroc, în sfârșit, în sfârșit am și eu noroc. Băi, incredibil. Dar vreau să vă gândiți puțin, deci cât sunt toti nominii, nu știu cât sunt, vreo 7, 8, 10, habar n-am, sunt 4 win-uri și eu am prins 3 dintre ele. Bine, pe cel mai mare, adică Vinicius, nu l-am prins, dar mi-a picat Salah, mi-a picat Diani, mi-a picat Valverde. Toți sunt toti nominii, dar sunt carduri chiar bune, chiar carduri jucabile, chiar scumpe. E și Valverde ăsta, vreo 600.000. Bă, nu-mi vine să cred, frate, back to back, team of the year, după Aitana Bonmati în 8 și ori 20, a venit și Valverde ăsta. Wow, ce se întâmplă cu contul meu? E senzațional. Da, mă, băieți, avem icon player pick pe contul lui Raul aici. Nu facem stats reveal, îi dăm direct, frate. 1 of 3 base, Thunder Sacul, Winter Wildcard, icon player pick, al nu știu câtelea pe care îl face Raul. Niciun win până acum, poate astăzi. Nu cred, bă, nu cred. E regele Giga Hagi, dar bă, frate, nu vreau, mă, să dea un icon bun, mă. Uitați-vă și voi puțin, Hiero iară, Pires, Hagi. Bă, frate, cred că e al cincilea icon pe care îl face Raul. Și nu-i ca și cum a avut până acum vreun mare noroc la vreun pec, la vreun ceva, frate. Ca să zici, bă, uite, i-a dat în trecut și acum nu-i mi-i dă. Nu vrea pur și simplu să-i dea absolut niciun icon jucabil din 5 icon player pick-uri sau câte a făcut. Ia-l pe Hiero, bă, nu-l lua, bă, pe Pires, că-i mort. Trebuie să-l iei pe Hiero ca fodder. Mamă, la nenorocit, băi. La nenorocit, efectiv. Mamă, ce să faci. Aiurea rău. Nu-i peste Govu, bro. Bro, nu-i peste Govu. Bro, nu-i peste Govu. Nu, că nu te înțelegi cu el. Ei bine, băieți, n-am mai făcut un outro filmat, însă vă mai las o dată pe fundal cu momentul ăsta în care mi-a picat Lionel Messi, Team of the Year. Cardul pe care mi-l doream foarte, foarte mult. Cam acesta a fost clipul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să dați acolo un like, un share și un subscribe. Eu am fost Chipi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă urez o zi sau seară faină. Depinde când v-ați uitat la acest clip. Nu uitați ca de fiecare dată like, share, subscribe. Ne vedem curând cu un nou clip. Pa, pa!